Campionatul județean al Ligii a 4-a fotbalistice se pregătește pentru etapa a doua, care va avea loc vineri 11 septembrie. Fără îndoială, cel mai așteptat meci va fi cel de la Malu, unde echipa locală Arsenal va întâlni pe teren propriu pe Dunărea Giurgiu. Cele două echipe și-au anunțat pretențiile pentru acest sezon. Dunărea vizează primele două locuri, iar Arsenal vrea să păstreze titlul de campioană și să readucă acasă cupa, pierdută anul trecut în fața Unirii din Izvoarele. Urmărind parcursul tunarilor din Malu, este de reamintit că aceștia au învins Dunărea Giurgiu cu 5-1 în ediția trecută a campionatului. Au avut un egal cu ASE Prundu, 1-1, o singură înfrângere în fața Unirii Izvoarele, 0-3, iar restul partidelor s-a terminat cu victorii. Arsenal a început campionatul din postura de campion ai județului și finaliști ai Cupei României. Faza pe județ și-a avut o primă victorie, 18-1 în fața finalistei de acum 2 ani din Cupa Județului, Progresul Valea Dragului. Pentru sezonul acesta, echipa din Malu a perfectat câteva transferuri. Un vârf, George Mario Robert, de la Viitorul Domnești, Marinel Draghia, fundaș de la Dunărea Giurgiu, Gelescu, transferat definitiv de la Voința Slobozia, ce a fost împrumutat un an, și Ștefăniță Ionuț de la echipa din 1 decembrie. Marius Fodor este antrenorul principal al echipei, dar și jucător. Antrenor secund Andrei Nemțescu, iar președintele clubului este Dan Rotaru. După un 11-1 cu Spicul Izvoarele, Dunărea Giurgiu a dovedit că, deși a făcut multe transferuri, iar echipa este ca nouă, jucătorii s-au înțeles foarte bine în teren. Echipa are în spate câteva amicaluri de pregătire înaintea începerii campionatului, partide care au prins bine jucătorilor. Am făcut o pregătire împreună și eu zic că ne cunoaștem destul de bine. Dunărea a păstrat doar 8 jucători din ediția trecută, a adus 14 cu echipieri noi și a promovat în lot 2 jucători de 15 și 17 ani de la centrul de juniori. În partida de debut a campionatului, Ionuț Fluieric a fost golgheterul echipei cu 5 goluri. Vânezi un nou titlu de golgheter și de campion? Nu, încerc să fac pe altcineva golgheter și eu să-mi fac treaba cât mai bine aici. Cel mai mare concurs al anului de karate Kyokushin, programat la Giurgiu în 3 octombrie, s-a amânat. Este vorba despre un campionat balcanic ce a fost istat pentru ca sportivii din Giurgiu și România să se pregătească pentru o competiție mondială ce se va desfășura în Rusia. S-a amânat acest campionat balcanic care trebuia să aibă loc pe data de 3 octombrie la Giurgiu, din cauza că în data de 21 tot octombrie va fi un campionat mondial în Rusia. Până la mondialele din Rusia, luptătorii din stilul Kyokushin se pregătesc pentru o serie de competiții solicitante, având ocupat agenda competițională până la sfârșitul anului. Ne pregătim pentru campionatul național de la București din 10 octombrie și de asemenea pentru un concurs internațional care va avea loc pe 14-15 noiembrie la Varna. De asemenea, pentru a ne pregăti mai bine, avem un schimb de experiență peste 2 săptămâni, pe data de 19, cu 3 cluburi de la București care vor veni în Giurgiu pentru a se pregăti și ei la fel ca și noi la concursurile următoare.